Emisiunea Cazuri și Necazuri, difuzată de postul de televiziune Roman TV și moderată de Carmen Suciu, are ecouri. Un tânăr din Iași a adus un ajutor nesperat unei familii nevoiașe, dăruindu-i alimente. Ieri seară sora mea a văzut cazul umanitar și m-a contactat pe mine. Și mi-a spus să o contactez la rândul meu pe doamna Cecilia. Ați mai făcut astfel de cauze? Nu? Da, și acum fac. Am la spital la Sfânta Maria un caz. E un băiețel de 9 ani. Care a aflat anul trecut, prin luna februarie, că are leucemie. Și chiar de la țară, de la bunica mea. Și merg aproape, la 2-3 zile merg la spital la ei, chiar că toată și depinde. Și zilnic, depinde cum am și eu timp. Și mai merg chiar de aici, de la voi, din Roma, trebuie să ajung la spital la Nicolae Oblu. Am doi băieți care au avut un accident de mașină, s-au răsturnat și acum sunt în pat, legumă și merg și la ei. Deci de aici trebuie să ajung la... Toată lumea nu prea se grăbește să facă astfel de cazuri umanitare. Pe tine ce te motivează? Nu știu, așa sunt eu, așa simt că trebuie să ajut. Dar de mic, deci de mic copil. Am văzut ceva, orice chestie, dacă pot să ajut, chiar și să ajut o femeie să treacă strada, costacoș. Se spune că unde smulți, puterea crește. Dacă fiecare dintre noi ar urma exemplul acestor oameni care nu se gândesc doar la ei, probabil că o parte dintre problemele despre care auzim deseori ar găsi rezolvare. De obicei, cum e românul, dă pe stat, să ajute statul, să ajute, dar așa am fost eu mereu și am văzut și la alții, și am văzut și în familie, și la bunica mea și la mai multe chestii, cum se ajutau între ei. De ce e important ca oamenii cum e domnul să vină să ajute astfel? Este foarte important pentru noi ca societate, ca oameni, să nu așteptăm statul să ne facă ceva. Noi trebuie să mișcăm, noi reprezentăm statul. Că noi trăim în oameni în căjăs, trăim în oameni în suferință și noi trebuie să le dăm câte o bucurie măcar prin faptele noastre bune. Și cu cât mai mulți oameni împrejurul unei fapte bune, înmulțim talentul nostru care deja Dumnezeu ne l-a dat. Și eu fiind ieri la serviciu, am văzut pe Facebook la emisiunea Cazuri și Necazuri cu doamna Carmen Suciu, care colaborez de câțiva ani, nu aș putea spune cât, și am văzut cazul doamnei respective. Și noi monitorizăm și am mai ajutat în limita puterilor noastre. Și acum, dacă domnul ni s-o evită așa, doi oameni străini, ne-am pus de acord să ne întâlnim fără să ne vedem, ne-am simțit că noi eram, și eu și dânsul. Și am zis să facem o faptă bună, să-i ajutăm. Nu le putem da sănătate, dar măcar un aliment, un ajutor, cât de cât, măcar să doarmă liniștiți într-un pat și copiii, da. O bucurie să fie liniștiți și mulțumiți, că degeaba, dacă nu au cele necesare. Și asta am spus, m-a motivat foarte mult și chiar m-a mișcat ca un domn străin. Probabil că ecou nu rămâne așa de izbeliște, știu sigur treaba asta, dar dacă s-a întâmplat așa, mă bucur nespus. Deși am renunțat la toate programele mele de pe ziua de astăzi pentru cazul ăsta. În fiecare zi vedem oameni în jurul nostru, dar nu și umanitate. Dumneavoastră, când ați făcut ultima faptă bună?